Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit! Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun să descoperim împreună secretele economisirii. Avem cu toții nevoi și dorințe. Pentru a împlini aceste proiecte, dispunem de diverse soluții, una dintre ele fiind simplă și la îndemâna noastră a tuturor. Economisirea. Sunt multe motive pentru care este bine să economisim. Voi de ce economisiți? Indiferent de motive, fie că sunt ținte, scopuri concrete, cum ar fi bunuri pe care vi le doriți și care sunt ceva mai valoroase, sau doar o dorință de acumulare, adică de a pune bani deoparte, sunt sigur că vă preocupă în egală măsură economisirea, cât și siguranța economiilor. Economisirea unui procent fix din veniturile voastre, înainte de a face alte cheltuieli, poate face parte dintr-o posibilă strategie de succes ce a fost testată și de alții înaintea voastră. Proiectul de economisire presupune stabilirea clară a subiectului și a obiectului economisirii, de asemenea orizontul de timp de care dispuneți, suma pe care o presupune proiectul, riscurile pe care ați fi dispus să le acceptați pentru a economisi suma de care aveți nevoie. În funcție de aceste aspecte, puteți alege soluția potrivită. Metodele de economisire variază de la o persoană la alta, de la o familie la alta. Toate sunt de luat în calcul, mai ales la perioada adolescenței. Timpul trece repede, iar banii se adună puțin câte puțin. Voi ce metode alegeți pentru economisirea sumei necesare? Sunt convins că este una dintre cele prezentate pe ecran. Alternativele de economisire sunt multe. Banca rămâne în continuare un loc mult mai sigur în care să vă păstrați banii. În plus, aveți ocazia să câștigați ceva de pe urma lor, iar în timp, chiar dacă rata dobânzii se menține la un nivel scăzut, veți obține o sumă mai mare decât cea pe care ați deținut-o inițial. Cele două produse bancare de economisire celebre sunt depozitele bancare și conturile de economii. Depozitele bancare reprezintă cele mai avantajoase și sigure modalități de economisire. Economisiți periodic chiar și sume mici, care să nu vă afecteze prea tare bugetul lunar. În final, e momentul reflecției. Ce ați descoperit nou? De ce veți ține cont pe viitor? Vă spun la revedere și vă aștept din nou.